Dragii mei, bine v-am regăsit în această după-amiază de 15 februarie 2017. Am probleme cu Anu. Actualitatea hunedoiană astăzi are o piesă grea în studio, un om foarte, foarte cunoscut în Bună ziua! Deva Bună ziua! și în județul, l-ați auzit, este domnul primar Mircea Muntean. Bine ați venit, stimate domnul! Bine v-am găsit! Mulțumim mare pentru timpul acordat. Știu că sunteți prins puternic de tot în activitatea primăriei. Așa e orice început de an, până când nu vezi bugetul așezat, votat și din păcate iată că blocajul pe care nu mi l-am dorit s-a întâmplat la București și după ce a trecut fulger de Parlament e un anumit blocaj la validare de către președinte. Da, domnule, sper că vor cădea la pace și vor înțelege că decizia lor politică destul se răsfrânge asupra noastră tuturor de aici. Credeți nu poți folosi decât o doișpime din vechiul buget, trebuie să transferi tot timpul această sumă dintr-o lună în alta, exact, ca să aia, lunile astea, două, trei, și dacă se întinde pe patru luni, ești să rămâi fără bani. Ce interesant în că aprilie n-ai mai avea bani de salarii, la învățământ, de exemplu. Sau domnul președinte a fost primar și știe toate amănuntele astea. Sunt mulți care au fost primari și fostul președinte a fost primar și cam toată lumea. Și domnul Iliescu a fost primar la Timișoara, mă rog, cum era el prin secretar și nu știu ce, era tot un fel de primar, că ești gestionarul întregului județ și tot o funcție de primar faci. Cum e domnul primar cu primăria de vei? E ușoară, e grea? Păi e grea pentru cei care nu cunosc și care nu sunt pricepuți și care sunt la un om cu experiența mea de 26 de ani. Dumneavoastră sunteți la părtul deja, cu toți copacii și cu stâlpii care s-au ridicat în timpul ăsta de 16 ani. Curg normal, deja avem performanțe administrative mult mai mari decât alte municipii din țară. Și eu cred că va trebui în acest an să dovedim că inima Devei va bate din nou și că devenii vor simți în decembrie un oraș viu, devenii un oraș plin de viață. Așteaptă mult de la Dumnezeu. Pentru că așa a fost și așa am știut eu Deva din totdeauna. Deci o fi căzut așa în ultimul timp, în ultimii 2-3 ani, nu-mi dau seama. Avem și autostradă mâine, poi mâine, sperăm să se dea drumul și la tronsonul margina Făget, că ăla era un punct destul de greoi pentru Deva și pentru investitori spre aeroport. Asta înseamnă că într-o oră jumătate poți să ajungi la Timișoara mâine, poi mâine. Ei, așa da, așa merită un investitor să vină și să-și creeze propria afacere în municipiul Deva și de ce nu și în județ. Că niciodată n-am vrut neapărat să iau totul pentru municipiul Deva. Totdeauna am propus conurbație, m-au blocat, că s-au gândit că, vezi, doamne, Mircea Muntean va ajunge acolo președinte. Au început pe urmă alte blocaje care le știți dumneavoastră. Au început pe urmă instanțele, au început pe... E o ură pentru că se pare că oricine face ceva și n-am fost cu dacă mâna vrei să faci ceva, vor fi mulți care o să spună talpă. Da. Să nu dacă fac. Am regretat ceva, este că m-am lansat în funcția de vicepreședinte al Partidului Național Liberal la nivel central și unde e lupta mare și grea și un partid atipic care își mănâncă liderii din plin. Dovadă că acum nu mai pot alege la nivel național un lider carismatic, cu dicție, cu forță, cu echilibru și să știe și un pic de administrație. Pentru că tot respectul, de exemplu, pentru Crin, care lipsește din... Da. Dar performanța administrativă zero. N-a condus un om până și la biroul parlamentar avea un angajat. Deci vă dați seama... Domnule primar, cât de grea e munca asta administrativă, că lucrezi cu oamenii. Și vorbește Târgu și lumea că PNL-ul vă curtează pe dumneavoastră. Cum e, de fapt, situația? Păi mă curtează pentru că au și de ce. Deci au și de ce. Opta pentru PNL? Nu s-a mai făcut nimic. Trec acțiunile zilnice pe lângă ei, sărbătorile, evenimentele marcante. Nu iasă partidul în evidență de 1 martie cu floare la mămici, la domnișoare, la doamne, cu un balul pensionarilor, cu
o garoafă de 8 martie cu o verighetă, cum dădeam eu, de un gram, două bucăți la toți tinerii și cu acele certificate de căsătorie de probă unde îi stimulam și unde an de an aveam 200 de beneficiari de astfel de oferte. A fost Valentine's Day. Cum ați petrecut? Am sărbătorit ca toată lumea între prieteni, între familie, copii. Am fost alături de ei. A fost ger mare și nu prea am rezistat afară, dar așa, câte puțin am încercat să dăm și aceste zile o semnificație de iubire, de dragoste, de bunătate. Mulți și-au împărțit părerile, preferă să sărbătorească dragobetele mai mult în 24. Eu le respect pe amândouă sărbătorile și eu zic că sunt binevenite. Acum să haideți să vorbim un pic despre ce proiectele pe care le-ați făcut dumneavoastră, de exemplu, locurile de pe Grigorescu. Aveți acolo 22 de locuințe, dintre care 12 apartamente și 60 de garsoniere. 72 de locuințe. Da, ele au fost lăsate în urmă pentru că vechea administrație, din păcate, comodă, cum o știm, nu a accesat fondul de la Ministerul Dezvoltării așa cum se cuvenea ca ele să fie finalizate în decembrie. A fost nevoie de deplasările mele în ultima lună de 5 ore a directorului tehnic, domnul Ciprian, la Ministerul Dezvoltării și în urma acestor consultări am găsit varianta să le finalizăm până în luna aprilie și să creăm alte 100 de locuințe sociale tot lipite. Deci va fi un ansamblu de 4 blocuri la finalul anului. Avem acolo trasă, apă, canal, curent, deci mai vreți toate utilitare trase, da? Două pe programul social. Așa. Și mai vin două pe ANL. Deci 4. Da. Deci 4 vor fi, deci vor fi în total 300 de apartamente fondurile finalizate. Și fondurile sunt în proporție de 80% de la Ministerul Dezvoltării, unde am avut toată deschiderea și încă o dată cu amândouă mâinile le mulțumesc, așa cum mulțumesc și pentru sala polivalentă în care alături de Turda, Odorhei și București Deva a prins această finanțare datorită competițiilor sportive care se desfășoară aici, faptul că avem o campioană național la fotbal de sală, avem judocan și judocance de performanță care sunt în elita judoului, sunt echipele de cadeți, azi la basket, la handbal, care reprezintă Deva și care... Nu a rămas numai gimnastica, cum se cunoștea. Și gimnastica, care sperăm prin această revenire să beneficieze de o sală ultramodernă. În același timp se desfășoară în aceste săli polivalente și activități culturale. Având în vedere că am descoperit sau ne gândim la o zonă unde nu vom avea probleme cu liniștea și cu deranjarea vecinilor, acolo vor fi 5.000, 6.000, 8.000 de doritori de muzică bună, de calitate și unde sperăm să aducem începând din 2019, când va fi finalizată, cele mai mari formații europene, nu numai românești. Clujul are o capacitate de 7.000, acum a cerut o extindere de încă 7.000 și aș putea spune că săptămânal au un eveniment de marcă pe lângă competițiile sportive care se desfășoară ziua. Concert. Un obiectiv care atrage și oameni și evenimente. O să vedeți și le spun acum adevenilor de 3 ori, așa cum le-am spus cu Archia. Investiți și luați terenuri lângă Archia. Investiți și luați terenuri lângă Archia. Și astăzi este plină platforma și se construiesc în continuu case, noi având în vedere să facem și acel drum paralel cu Sântu Almu spre Hunedoara peste deal, exact, pe versantul acesta.
În același timp, odată cu construcția sălii polivalente la Sântuhalm, între Opel și Macon, sau peste drum de Macon, acolo va fi și obiectivul acelei piețe angro, de stocat marfă, da, cu frigoterme care să țină produsele, ouă, roșii, castraveți, cartofi, ceapă, usturoi, morcov, timp de un an de zile, la temperatură reglabilă, de un grad pentru produsul X, da, acolo se va dezvolta zona. Ca urmare, stânga-dreapta va duce la o atractivitate deosebită a zonei, chiar și pentru construcții de case, că e posibilitatea acolo. Aveți apă, aveți lumină, aveți căldură, aveți un drum îmbunătățit, un drum național pe două benzi. Sunteți aproape și de autostradă, căci de acolo, de la intersecția cu Simerea, veți ajunge în 5 minute la sistemul de urcare pe autostradă, ca să puteți să vă deplasați spre marile orașe, dacă e cazul, Cluj, Timișoara, Sibiu, București. Am înțeles. Aveați în proiect o alee a meșteșugarilor și un sat medieval. În ce stadiu este proiectul acesta? Am reușit să finalizăm societatea, să dăm drumul la activitatea ei. Ne-a prins un pic pe nepregătit această iarnă deosebit de grea și urcarea pe cetate să face în condiții destul de anevoioase în această perioadă de ianuarie-februarie, când speram o temperatură mai ridicată. Dar, odată cu venirea primăverii, sper să ne putem demara lucrările de desmembrare a vechiului patinoar și, așa cum am spus, sperăm că mutarea lui la lângă magazinul Oșan va atrage pe perioadă de iarnă mult mai mulți clienți, iar acolo să dezvoltăm un sat medieval care să înceapă să fie lucrativ chiar într-o primă fază, începând cu Paștele, cu sărbătorile de Paște. Deci a doua zi de Paște vreau să ciocnesc un nou roșu în față la cetate, cu o căsuță, cu o căruță, cu medievală, cu o luptă de spadasin, cu un dans medieval după modelul Hunedoare sau cu o muzică frumoasă gen Hunea de Ianuș, da? Dacă nu mă înșel, și cerem și consultanță, sunt chiar astăzi, îl aștept și pe domnul primar de la Alba Iulia, dacă timpul îi permite, să mă sprijine cu trăgătorii de la castel, de la cetatea din Alba Iulia, care să-mi pregătească și câțiva ofițeri și suboficeri în rezervă, ce va trebui să colaboreze cu primăria, pentru că îi retribuim și vrem să ne organizăm așa cum trebuie, pentru ca anul acesta să dublăm suma de 20 de miliarde pe care am încasat-o de când subsemnatul a preluat primăria Deva din 1 iunie, până astăzi sunt deja 20 de miliarde încasate la telecabină. Deci aproape în 2 ani costul care a fost la construcția ei, la inaugurarea ei, au fost amortizate. Am avut ocazia să vorbesc cu administratorul de la telecabinei și a cetății și am văzut că ați centralizat. Da, deci toate sunt într-un serviciu puternic, care are o direcție să atragă cât mai mulți turiști. Așa își vor justifica locurile de muncă, așa își vor justifica salariile, voi fi cu ochii pe ei și dacă nu-și fac treaba, vor suferi. Am înțeles. Spuneți-mi cum stăm cu proiectul microcentralei pentru... Și acesta este în desfășurare, așa cum am promis, am fost în Germania la ultimele consultări cu reprezentanții de acolo pentru finanțare. Este un proiect finanțat de partea germană, care își amortizează sumele investite din vânzarea gigacaloriei, pe de o parte, și a curentului electric în sistemul național. Capacitatea, așa cum am spus, este de 6 motoare câte 5 MWh pentru a rezolva și vârful de sarcină de criză de
căldură, cum e, de exemplu, această săptămână, când temperaturile scad la minus 7, minus 10 grade, atunci avem nevoie de o capacitate maximă ca să putem asigura și această perioadă. Altminteni, suma total investită este de circa 35 de milioane de euro, care va fi recuperată în următorii 2-3 ani, repet, din vânzarea curentului în sistemul național și a termoficării în municipiu. Trebuie să lumea să aibă încredere, vor fi discuții, au fost discuții și la Făgăraș, după care lumea s-a mândrit cu obiectivul pe care primăria l-a construit și l-a montat. Când începe să funcționeze și vede 30% costurile sunt mai mici, iar calitatea serviciilor este inimaginabil de bună și de perfectă. Îi rog pe toți deveni care au rude, care au prieteni, mai ales cei care pricep, care sunt administratorii blocurilor, președinții de asociații, să meargă la Sibiu, la Văgăraș și să vadă cum funcționează la fața locului, ca să nu mai avem alte comentarii. Sigur că bârfe vor fi, am avut un specialist care s-a dus acolo, a venit cântat și n-a înțeles nimic, el fiind tocmai energetician. Am avut, când am construit McDonald's, oameni care au zis ce n-avem noi fast food-uri să ne vândă varză cu cremă de brânză și cu maioneză și ne învață McDonald's. Iată că McDonald's rezistă și astăzi pe piață și aceste mici magazine care nu au putut să facă față nici concurenței și nici seriozitate în a da produse de calitate și proaspete. Oamenilor au cedat. Au rămas totuși cei care merită să cei care muncesc, care sunt ritmici, da. Sunt previzibili și mai ales foarte atenți la calitate. Într-adevăr, unii sunt mai naționaliști decât ar trebui. E bine să ne apărăm ființa națională și obiceiurile noastre, dar nu e tocmai indicat să refuzăm tot ce este de bună calitate. Domnule primar, în cealaltă emisiune am discutat despre potențialii investitori care pot să vină în Deva și ați afirmat dumneavoastră că doriți să-i sprijiniți în mod deosebit pentru a-i putea atrage mai ușor. Despre ce este vorba? Cum stați? Despre o hotărâre de Consiliu și o directivă acceptată și de Ministerul de Finanțe, prin care pentru o anumită sumă investită în întreprinderile din municipiul Deva vor beneficia de o scutire substanțială de impozit dacă depășesc 1 milion de euro, dacă sunt sub 1 milion de euro investiții. Există sigur și aici o relaxare fiscală care să permită investitorului să se dezvolte. În același timp, numărul de angajați iarăși primează, pentru că în funcție de acest număr de angajați și perioada care aceștia sunt susținuți în întreprinderea respectivă, alocăm și aici o anumită sumă pentru a putea să-i protejăm și să-i sprijinim. Dacă nu facem asta, îmi pare rău să o spun, dar nu văd bine nici România, dar de cum județul Hunedoara, care se confruntă cu greutăți deosebite. Am înțeles. Avem acum șansa să finalizăm odată această autostradă și atunci trebuie să batem zilnic. Eu aș face un birou la Cluj cu 2 persoane, unul la Sibiu și unul la Timișoara și Arad. Acolo oamenii și oamenii, domnule, când văd că un investitor nu este mulțumit de condițiile, de spațiu, de sprijin ale primăriei din Cluj, urgent să-i ofere și să-i întindă o mână pentru Deva. Am înțeles. Aș vrea să vorbim un pic acum despre proiectul dumneavoastră, care prevede că primăria Deva va avea propriul serviciu local de transport, pentru că cel care funcționează acum lasă de dorit. Nu lasă de dorit. Au fost doi operatori, a rămas unul singur, da. Tirius Trans, care și-a îmbunătățit substanțial parcul, a făcut și niște investiții substanțiale în transport. Sigur, nu mulțumesc nici acestea pe
toată lumea, pentru că sunt anumite rute, aici am rămas deficitar, care sunt neprofitabile și atunci operatorul nu-și trimite din terțe motive, unele justificate, economice, și drumul până acum n-a fost finalizat, nici la Archia, nici la... Și atunci de aici avem niște probleme. Am menținut însă un tarif destul de scăzut pe piață, deci ca să nu fie comentarii la adresa 1,95 este un tarif extraordinar de rezonabil, comparativ cu 2,80, 2,90, 3,40, cum sunt și în unele zone ale Bucureștiului. De acolo e o medie că există și o variantă. Când estimați că va fi acest proiect terminat? Mai repede de 4 ani nu se va putea. Deci eu nu sunt grăbit să dau un verdict de folosință mai repede de 4 ani, pentru că primăria fiind și cetățenii fiind principalii beneficiari, aceste variante cu autobuse ecologice care au și o anumită problematică pe pantele înclinate, așa cum este așezat municipiul Deva, exact, cu zone în care se accede greu și ai nevoie de o forță de tracțiune mărită, acolo vor trebui gândite bine. De asemenea, se montează stații speciale pentru alimentare, pentru că la fiecare oră un autobuz trebuie să stea 10 minute sau 15 minute pentru încărcarea bateriei. Deci, eu tot o variantă de asta combinată, autobuse plus autobuse ecologice fără poluare, vor. Principalul că am intrat la finanțare, deci asta este cert, dovadă că nu se mai mișcă nimic nici în piața Gării, să nu se supere de veni, că nu se mai face nimic acolo, acolo va fi modernizat după modelul pieței de aici, de la piață și din fața primăriei. Vom demara și la cetate un proiect asemănător. Da. Sumele sunt substanțiale, peste 4 milioane de euro, finanțare europeană, deci devenii se vor bucura în cel mai scurt timp de două piețe moderne și, bineînțeles, de acest transport. Astea sunt prioritățile zero ale proiectelor europene, desigur, la care se mai adaugă și anveloparea, unde, repet, mulți sunt supărați, eu îi ajut pe toți, mai ales familiile nevoiașe care dovedesc că n-au bani să-și plătească ratele, eu îi mai sprijin la 6 luni cu câte o sumă modică pentru a-și putea finaliza colaborarea pe proiectele europene. Dar dacă sunt blocuri mai mici, cu număr de familii mai reduse, în schimb, cu putere financiară mai semnificativă, le spun direct, mai bine să-și o facă pe propriile lor puteri, că nu pierd nimic. În timp vor avea economii substanțiale pentru termoizolare din această protecție a pereților. Domnul primar Mircea Muntean, piața din Deva, cum funcționează, pe ce principii și care sunt proiectele cu ea? La piața din Deva au existat... Da. Și am bine că am început cu punctul acesta pentru construcția unei piețe angro, care în ultima perioadă a dus la renunțarea la concesiune de către unul din administratori. Ca să nu dăm nume, să facem reclamă. Acesta a renunțat la contract pentru că a zis că sunt foarte multe piețe angro printre blocuri, printre care deranjează cetățenii. Noi nu am intrat în forță cu poliția încă pe aceste situații, pentru că am zis să construim mai întâi piața angro, exact, să avem o ofertă și pe urmă să-i dăm amendă. Exact ca și cu parcările. Degeaba îi dau toată ziua amendă la omul care se grăbește la serviciu, dacă eu nu i-am creat o parcare unde să vină să-și depozite. Bine ar fi dacă toți primarii ar înțelege acest lucru. Sunt lucruri simple care... Și atunci sperăm că prin modernizarea acestei societăți noi care a preluat piața și care are obiectiv să
gândească o planșetă la nivel superior în care să împărțim pur și simplu piața și spațiu în două. Să creăm un surplus de alte 250 de mese. Dacă există posibilitate să încercăm să mutăm producătorii de mici, de carne, de ăsta, la etajul superior, cu scări rulante, deci asta este gândirea noastră, să avem două scări rulante ca pensionarii să acceadă ușor sus, și jos, bineînțeles, să fie producătorii direcți, brânzeturile, verdețurile de sezon, unde omul intră repede să-și ia pătrânjelul, pac, câțiva morcovi, roșiile și a plecat spre casă. Sus, să avem terasele, să mâncăm mititei, să ne cumpărăm o pâine, să ne... Deci, dar să construim acel planșeu între pereții actuale halei, care sunt foarte înalți, duc la costuri de căldură enorme și eficiență zero. Spațiu încălzit pierdut degeaba. Ei, după 10 ani, sigur că ne pare rău acum că nu ne-am gândit mai repede. Eu aș fi făcut asta acum 5 ani, dar din păcate nu mi-a venit ideea. Am avut și foarte multe atunci alte investiții. Avem o dezvoltare enormă și așteptăm bugetul și vremea bună pentru extinderea peste 150 de străzi și alei pietonale, municipiul Deva. De la Viile Noi, că mă văd oamenii, până la strada Retezatului, Cozia, Cristur, Archia, Sântuhal, sper ca în acest an să finalizez circa 96 din străzile și aleile Devei, mai rămânând doar 4%. Anumiti cetățeni mi-au spus, am fost în piață, și mi-au spus că există totuși niște, așa zici, producători care, atunci când vin adevărații producători țărani dimineața în piață, dăm două aici, cu prețul ăsta. Da. Deci, da. Dictează niște prețuri. Da. Fac e un fel de mafia pieței. E un fel de mafie. Ei de exemplu, vă spun simplu, prin oferta aceasta de alternativă piață angro, se scurt-circuitează mafia. De ce? Pe de o parte, trebuie să plătească impozitul pe clădire, impozitul pe salar la angajați, căldură, apă, salubritate, plus concesiunea la primărie, deci asta înseamnă 20 de miliarde, sau știu eu, 25 de miliarde pe an, care trebuie recuperată. Cei care vând acolo, dacă vor să stea în condițiile astea de căldură, de apă caldă, de tot, ei sunt nevoiți să dea dublu decât angrosistul care vinde, știu eu, un gojdu pe deascuns în spatele unui bloc. Exact. Tărăște lăzile pe acolo și îmi pune toți vecinii în cap zi de zi. Și atunci de aici a venit această tăiere a cozii câinelui dintr-o dată, să nu supere durere prea multă și să finalizăm odată. Am înțeles. Ați avut o acțiune lângă cimitirul Bejani, o razie. Care a fost scopul acestei acțiuni? Acolo sunt probleme și între firmele care construiesc, și o sabotare, și o presiune asupra preoților, asupra celor care, din păcate, au necaz în ziua respectivă. Li se impune o anumită firmă cu un anumit preț, dacă nu faci cu aia, e sabotat, seara ți se fură coroanele, lucrul ăsta trebuie odată și odată eradicat. Eu înțeleg că trebuie să facem și protecție socială și că mulți sunt acolo și vom verifica. Deci chiar dacă vor rămâne una, două, trei sau patru firme, vreau să văd cărți de muncă la toți angajații, măcar să știu că au o pensie, nu doar niște oameni ascunși într-o bărăcuță și lucră la negru și atunci și aceia vor suferi că anii trec, puterea scade și se vor trezi la bătrânețe fără niciun leu. Până și moarte a ajuns să fie o afacere, domnule primar? Păi o afacere bună că e în creștere, știți? Da, am înțeles. Aș vrea să vă întreb un pic despre crearea unui
supermarket pe care l-ați proiectat dumneavoastră, proiectul acesta pentru anul în curs. Da, acolo m-am referit și am scăpat această stradă, e vorba de Rosetti, acolo în continuare vom găsi o variantă ca strada să poată străbate și partea paralelă cu Odi Endre și să iasă pe vechiul drum, pe vechiul canal al Cernei, undeva în Deneu, să aibă posibilitate și zona respectivă să se dezvolte, că sunt deja buruienile mai mari decât casa în zona respectivă. În același timp vom intra pe stânga cu un nou supermarket modern, nu-i dăm numele că la fosta fabrică de lapte. Mai rămâne fabrica de conserve, unde de asemenea bălăriile au depășit limita bunului simț și ar trebui zilnic să ne dea legiuitorul voie să-l amendăm și să-l, indiferent cine sunt proprietarii, pentru că aceeași treabă este cu Astoria, aceeași treabă este cu aparatul administrativ de pe centru, unde am găsit finanțare tot la acești oameni de la locuințele sociale care ne-au finanțat locuințele sociale, să transformăm blocul administrativ în locuințe de servici pentru prefectură, cotă parte, pentru Consiliul Județean cea mai mare parte, că ei au 51%, primărie 25%, statistică 5%, 5% un investitor privat, că așa a fost conceput în 90. Dacă aceste lucruri le rezolv în Astoria, să cumpărăm și să creăm o creșă pentru tot micro 15 cu 60 de copii, cred că voi fi cel mai fericit primar și atunci va trebui să lupt, să le cer să nu mă mai aleagă de venilor, că ei tot mă vor alege. Astoria, spun direct că nu mai vreau să fie ceva netransparent, a făcut o ofertă rezonabilă, noi însă sperăm să mai scadă, pentru că trebuie evaluat bine, foarte bine și nivelul sumelor care noi le vom investi pentru a crea și a obține avizele. Că la o astfel de clădire, ISU, numai ISU ne cere 50% prin condițiile care ni le pune de siguranță. De altfel, trebuie să fie ultra siguranță în aceste creșe. Iată câteva lucruri. Sper ca poliția, Ministerul de Interne să ne dea și acest hulit spațiu al lor din Carmax, de aici, din exact, centrul Devei, care iarăși stă și acolo vrem să facem un, dacă putem, un azil pentru vârznici, o casă pentru vârznici. Dacă ce nu, capacitate va avea de unui primar? Păi, vă dați seama că sunt 40 de camere acolo, deci capacitate de 40 mari, de oameni. Da. Jos să le facem bucătărie, o sală de citit, o sală de cultură. Asta ar fi foarte benefic pentru bătrânii care putem cupla cu un bloc, cu două apartamente. Ați văzut cum a început, de exemplu, Biserica Franciscană. A luat un bloc. Noi am ajutat cu curtea, am legat acolo și acum cred că au 300 de copii. Am înțeles așa, ca să fim tari în să divulgăm numai secrete aici, s-ar putea să vină și primul ministru al Ungariei în vizită în municipiul Deva, pentru că n-a fost niciodată și noi îl așteptăm tocmai dând dovadă că nu avem absolut Deva și cetatea nimic. Soția fostului președinte Gyula Horn venea regulat. De multe ori mă trezeam la ora 2, sunteți invitat la masă cu doamna președinte. Domnul președinte a fost, dar nu am fost eu atunci la vizită. Lucruri normale. Eu am fost acum invitat în Ungaria, la orașul înfrățit din Sighetvar, unde am stat la masă și chiar ar fi bine odată să le publicăm, da, să le vadă, cu președinta Croației, cu doamna Vilma, cu domnul președinte al Ungariei și cu vicepremierul Turciei. Deci, trei oficiali plus un număr de 10 miniștri, secretari de stat și 10 primari care mai sunt înfrățiți cu... Da, cred că aceste proiecte comune, internaționale, spune, ar fi foarte benefice și în Deva, deoarece dacă ne izolăm, n-am făcut absolut nimic.
Da. Ungaria ne oferă multe exemple de bună gospodărire, da, și de succese în anumite domenii pe care noi, dacă suntem mișiți, putem să le preluăm, să încercăm să a le băgăm. A fost statul lor, trebuie să-l recunoaștem. Bun diplomați pe vremea Habsburgilor, au știut mereu să negocieze. Am învățat și noi, dar a fost prea târziu, că a venit 1918 și a dus la emanciparea popoarelor. N-a fost rău, dar să nu uităm că totuși am învățat ceva și suntem mândri că administrația austriacă a lăsat însă niște urme. Primim acum aviz după 100 de ani de la pod că vă rog să reparați podul, că s-au împlinit 100 de ani și nu mai aveți garanție pe el. Gândiți-vă ce statistică și ce continuitate. N-au zis, domnule, țara aia nu mai ne interesează, aruncăm. Nu, au rămas acolo. Mi-a trebuit hărțile și negație pentru cetatea Devei, care era în patrimoniu Imperiului Habsburgic. Mi-au dat negație fără nicio problemă. Și Budapesta și Viena. Am împroprietărit cetatea, nu pe statul român, pe municipiul Deva. Ei, vedeți, de asta aș vrea să discutăm cât mai multe. Să spună Mircea și lucrurile adevărate. Să spună Mircea de ce stăm cu angajații 6 claie peste grămadă, îmi cad fetele în serviciu contabilitate pentru că efectiv nu mai au n-au spațiu. Deva știind de veni chipurile că primăria ar fi cea de pe colț, deasupra la Renu. Nimic mai fals. Deva stă, primăria Deva stă în stânga, în câteva cămăruțe vechi, cu sobe vechi, cu tencuială umedă și plină de mucegai, în timp ce lângă stau două instituții goale, absolut nefolosite. Fostul CJ-ul, cum era, al armatei, cu 40 de camere în care nu știu ce activitate să mai desfășoare, și în dreapta Banca Națională a României, în care în toate municipiile reședință, sediile s-au transmis cui? Păi primăriilor. Și la București, și la Iași, și la Constanța, și la Alba. Aici doar cum a putut semna ministrul ăla de interne să se dea prefecturii. Prefectura nu mai are bani să-l întrețină, că așa s-a schimbat politica. Stăm și vedem, doar mai folosim noi partea de jos pentru starea civilă, că am fost scoși din vechiul sediu, revendicat, și ne desfășurăm activitatea la parter acolo. Ori deasupra sunt o grămadă de camere bune, care am putea să le folosim, care am putea să băgăm bani. Aici sunt probleme la care ar trebui să mă ajute și consilierii locali, da, și cetățenii și organizații. Sunt concluzia că între primăria Deve și prefectura județului Hunedoara ar putea să fie relații mai cordiale? Sunt mai cordiale ca acum n-au fost niciodată și au fost întotdeauna. Da. Ei nu mai au finanță, nu mai sunt. N-au fost hotărâri atacate, n-au fost... Dar nici nu-și asumă nimeni nicio lucrare în plus, numai strict stau, e și frica asta generată acum de scandaluri cu DNA, cu... și toată lumea preferă să... Ei, când vor veni alegerile și vor vedea că au trecut 3 ani și nu și-au pregătit temele, atunci să vedeți cum zbârnăie, dă-o aia, încep funcționarii să nu le mai voteze. Deci dacă le faci totul la vremea lor și în timpul lor, nu ai aceste probleme și acum trebuie făcut. Domnule primar, haideți să vorbim un pic despre groapa de gunoi, care e, la un moment dat era o problemă pentru Deva. Care e starea ei acum? Avem nevoie de un operator la Bârcea Mică, unde s-a construit groapa. Ea există. Dacă acest operator nu va veni, noi vom încerca să ne descurcăm așa cum știți, cu o selectare în proporție de 70%, încât să ne rămână numai resturile menajere care să le sortăm și care trebuiesc duse undeva. Da, da. Altfel, nu văd nicio soluție. Suntem dispuși la orice fel de colaborare, mai puțin aceea de a ridica prețul
la depozitare. Că asta nu ne convine să, da, să dublezi prețul numai pentru că mi-ai făcut o stație la Bârcea Mică. Sigur că poate o eșalonare în timp și spațiu, cum e pentru apă, proiectul ăsta european de derulat prin apa Prod, unde totuși până în 2030. Deci nu simte cetățeanul de pe azi pe mâine un șoc. La transport am scumpit de la 1,70 lei, 1,60 lei, la 1,95 lei. Și au simțit cetățenii. M-au sunat că li se pare că au copii mulți și îi prea mare șocul. Și atunci am zis, bun, 2 lei de copii, e adevărat, se adună, ai 5 copii, 10 lei în fiecare zi. 3 milioane și el are 4 milioane de toți. Unde îți mai plătești gazul, căldura, așa mai departe. Și atunci am zis, ia veniți dumneavoastră o dată la 6 luni, vă fac un ajutor special, mi-arătați că aveți 5 copii și din bănuții ăștia vă dirijați și pentru transport. Dar, prezență la școală. Câți v-au fugit, nici n-au mai vrut să vină când au auzit că am pus condiții. Prezența copiilor la școală. Atunci, pentru ce să vă dau, să vă plătesc biletul pe 2 luni? 6 milioane, e biletul pe 2 luni, da? La 5 copii. Adică biletele. Ați înțeles? Da, am înțeles. Păi de ce să le plătesc dacă tu n-ai nicio prezență la școală? Tu 3 săptămâni n-ai venit la școală. Domnul primar, în Germania... Deci la școală și... În Germania am văzut că se dă un ajutor minim pentru cei care nu au servici, dar acum doamna Merkel a stabilit că se vor schimba niște reguli și anume îți dă, dar pe câteva luni, înainte era pe termen limitat, dacă îți te duci să înveți limba, dacă ești imigrant, dacă găsești de muncă, dacă după 3 luni nu ai un loc de muncă, te duci înapoi de unde ai venit. Și acești oameni știu, mi-au spus că angajați de la primăria pe care o conduceți dumneavoastră, că există suntem la a treia generație de asistat social. Uh-huh. Așa, în municipiul Deva, care la un moment dat sunt asistați profesioniști. Deci ei asta fac toată ziua. Pe acești oameni, cum îi putem integra? Bun, dumneavoastră la un moment dat... Așa, uite cum a spus doamna Merkel. Așa, pentru că de-aia acest așa mă doare și mă doare, vă spun, enorm de mult. Așa nu vrem să vă spunem. Vrem Europa. Luptăm pentru democrație. Ăia le-a spus noi, nu vrem multinaționale. Nu vrem Europa. Bun, două păreri. Tinerii și vârstnicii. Cu concepții. Și acum, da, noi vrem Europa. Dar nu ia nimeni din legiuitor să spună legea DNA-ului în Germania sună așa și în Franța. Capitol cu capitol. Nu. Deci, aici, deja, cum citeam și aici, mergem pe sorginte sovietică, comunistă, de rit medieval. Spune clar, nu, spune clar Curtea Constituțională. Care ce a făcut Curtea Constituțională? A copiat direct de la raportul de la Veneția exact capitolul de discriminare. Avem sub un minut rămas pentru această emisiune și normal că trebuie să vă întreb de procesul pe care îl aveți dumneavoastră. Care e amânat până luna viitoare. Sunteți sunt optimist? Amânate ambele. Nu sunt optimist deloc. Sunt deja resemnat că va trebui să se întâmple ceva. Bine sau rău? Sau rău. Că au fost voci care nu vă dădeau nici 3-4 luni când ați venit. La primărie și am fost și suspendat de 5 ori și atacat de fostul primar și de aici cred că totuși, aici aș avea un pic de comentariu, dar îl comentez atunci la vremea respectiv. Cred că din jurul lui se cam țes acolo. Ferește-mă, Doamne, de prieteni, că de dușmani. Da, foștii primărei, foștii și aia mai vechi, aia de pe vremuri, au și ei niște pânze țesute care se tot laudă că sunt cei mai buni. Domnule primar, vă mulțumesc pentru această emisiune. Comandanți cei mai buni, comisari cei mai buni. Vedem. Vă mulțumesc pentru această emisiune și vă invit ca cel puțin peste încă 3-4 săptămâni să mai veniți să mai discutăm despre treburile cetății, pentru că chiar e interesant ce ne spuneți. Sperăm să
și înțeleagă lumea și să ne sprijine. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră, vă mulțumim, dragii mei prieteni, pentru că ați stat alături de noi și vă dorim o zi cât mai frumoasă. Dragii mei, sunt Adrian Oprea și ne vom întâlni mâine la aceeași oră. La revedere!